La primul talk show al zilei aici pe B1 TV. Laurențiu Botini este deja alături de noi. Laurențiu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, matinarilor! Dar ce-ați luat-o așa repede? O, așteaptă la oră! Normal că vă așteaptă, ca de obicei. Bun, astăzi ce vrei să mă întrebi? Spune! Nu, voiam să te întreb ce dezbați astăzi în emisiune. Păi nu dezbat, atrag atenția. Atrag atenția, dragilor, acum 28 de ani, pe 22 decembrie, cineva s-a gândit el, deștept, așa să facă meeting-uri. Și s-a cam revoluționat țara asta. Numai că, atenție, niște domni și niște doamne au găsit de cuvință să manipuleze ceea ce s-a întâmplat atunci. Dacă începând cu 14 decembrie și până în ziua de 22 a fost o revoluție, poporul a ieșit în stradă din conștiință pentru că a vrut să schimbe o rânduire aceea comunistă, de pe 22 comuniștii, neocomuniștii au manipulat totul. Au murit peste 1000 de oameni, 3000 de oameni răniți. Și nici acum nu știm adevărul. În schimb, procurorii militari au dat bomba în această săptămână și au spus așa: de pe 22 decembrie, cu ajutorul TVR și radioului public, ceea ce s-a întâmplat în stradă a fost o mega manipulare. Iar astăzi vorbim despre această manipulare cu trăitori ai Revoluției, cu oameni care au găsit de cuvință să se revolte din nou. Pentru că iată, au trecut 28 de ani și încă nu știm nimic. Înapoi la fel. Către întregul popor român. Fraților, în clipa aceasta lucrăm împreună la programul și proclamația către țară. Rugăm să vă păstrați calmul și înțelepciunea. A curs destul sânge. Trebuie să avem răbdare. Am așteptat 20 de ani... 25. 25 de ani. Să mai avem răbdare, câteva minute. Poporul a învins. Apelăm încă o dată la armată și la securitate să depună steagurile în bernă. Să fraternizăm. Să fraternizăm. A curs destul sânge la Timișoara, la București, la Cluj, la Iași, Arad, Sibiu, în toată țara, în toată țara. Fiți calmi. Ieșiți pe stradă, în liniște. Ascultați în liniște totul. Să apere televiziunea. Apărați televiziunea română. Și radiodifuziunea. Și radiodifuziunea. Și fabricile. Nu devastați nimic. Fiți calmi, aveți răbdare o clipă. 5 minute și poporul român va învinge pentru totdeauna. Dați dovadă încă o dată de calm și înțelepciune. Vom reveni din 10 în 10 minute. Vom lucra aici împreună cu toți. Nu răspundeți la provocări. La program și proclamație. La programul poporului român și la proclamația către popor. A vorbit Mircea Dinescu, pentru cine nu-l cunoaște. Acesta este Mircea Dinescu, poetul nostru național, care a suferit. Nu am suferit, nu eu am suferit. Eu am stat în spatele cărților mele și mi-am asumat, dacă vreți, moartea. Eroi sunt cei care au murit. Toți sunteți eroi, tot poporul român e erou. În clipa asta. Așteptați proclamația. Și... Da, poporul român așteaptă proclamația. Poporul român așteaptă adevărul, Mircea Dinescu, Ion Caramitru și toți cei care v-ați perindat atunci în studiourile televiziunii române. Apărați televiziunea română, apărați radioul public, dovedite după 28 de ani prin vocea procurorilor militari drept instrumente ale manipulării maselor. La Revoluția Română am avut peste 1000 de morți și 3000 de răniți. Mulți oameni acum poartă în suflet sechele după ceea ce s-a întâmplat. Vedem autoritățile în fiecare an în aceste zile comemorând ceea ce s-a întâmplat atunci la Marea Revoluție din România. Și vin procurorii militari cu o săptămână înainte de Crăciun, procurorii militari, cei care anchetează redeschisul dosar al Revoluției, și spun că Revoluția a avut două părți marșilate. O revoltă populară și apoi confiscarea Revoluției, manipulare crasă, urâtă, iar oamenii au continuat să moară. L-ați văzut pe Mircea Dinescu, stați calmi, deștepți, fiți inteligenți, vom afla adevărul. Au trecut 28 de ani și adevărul nici măcar nu a fost aflat. O să discutăm în această emisiune despre manipulare, despre modul în care a fost confiscată Revoluția, despre tehnicile folosite de comitetul acela, FSN-ul acela, care era deja pregătit. Și am văzut o declarație a domnului Iliescu: domnule, am primit mandat să vin și să vă spun că țara e ok. Nu,
au confiscat puterea, s-au urcat pe morții din stradă și de atunci sunt permanent la putere, alternând frumușel așa, că vezi, Doamne, este democrație. Alături de noi în studio și mulțumesc pentru prezența în emisiune, psihologul Adriana Petrescu. Bun găsit, Adriana Petrescu. Este alături de noi Cătălin Antohe, colegul jurnalist. Bun găsit, Cătălin. Bună ziua. Și participant și trăitor al evenimentelor, așa cum v-am promis, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989. Bun găsit, domnule Mărieș. Mulțumesc frumos pentru invitație. Acum vreau să revedem împreună declarația bombă a unui procuror militar, cel care instrumentează acest dosar al Revoluției din 1989, o declarație care cumva, doamnă și domnilor, a trecut așa en passant peste opinia publică. De ce? Pentru că toată lumea e cu hashtag rezist legile justiției, că ferma animalelor și altfel de proteste. În schimb, să știți, oameni buni, că dacă reușim să ne cunoaștem istoria, ne vom da seama de ce suntem, unde suntem și unde am fi putut fi dacă totul era corect. Haideți să-l ascultăm pe procurorul militar și apoi deschidem cutia Pandorei. A fost identificată, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panică emis la data de 21 decembrie 1989, în timpul discursului lui Nicolae Ceaușescu, care a contribuit la dezorganizarea mitingului din piața Palatului și declanșarea protestelor din București. În legătură cu aceeași diversiune, au fost obținute date care demonstrează că în anul 1987, forțele armate ale României au importat două tipuri de imitatoare de foc militare, respectiv imitatoare pentru armamentul de infanterie cu foc la gura țevii și imitatoare privind desantul de parașutare. Referitor la declanșarea și executarea diversiunii militare începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989, că aceasta a fost cauza principală a numeroaselor decese, vătămări corporale și distrugeri survenite. Cercetările au reliefat mecanismele dezinformărilor constante, având consecințe deosebit de grave, lansate prin intermediul TVR, radiodifuziunii și mijloacelor militare de comunicații, astfel fiind instaurată la nivel național binecunoscuta psihoză teroristă. Locația unde s-a aflat cuplul Ceaușescu începând cu după amiaza zilei de 22 decembrie 1989, astfel până la execuția celor doi, survenită la data de 25 decembrie 1989, au fost identificate trei tentative de lichidare fizică a acestora. Bun, haideți să vorbim despre acest lucru, domnul Mărieș. Ne-a spus într-o intervenție telefonică săptămâna aceasta că an de rândul a fost considerat nebun când a spus că a fost manipulare crasă, începând cu 22 decembrie. Acum vă întreb, aveați informații clare, concrete, că a fost manipulare sau așa ați simțit atunci? Nu pot să nu recunosc că mi-am dat seama încă din seara zilei de 22 decembrie, aflându-mă în sediul Comitetului Central, mi-am dat seama de manipulare. Iar în aproximativ în jurul orelor 11:30 am părăsit sediul Comitetului Central, tocmai datorită acestui lucru, pentru că mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic. Venise salopetele negre de la Direcția de Informații Armatei, trupele lui Stănculescu, și practic au început să ne coboare de la etajele superioare. Etajul 6 eliberat, etajul 5 eliberat, etajul 4, ca să poată să-și desfășoare activitatea. Nu mai era nevoie de noi acolo. Noi ne făcusem datoria până la amiaza de 22 decembrie, atunci când l-am alungat pe dictator, am ocupat sediul Comitetului Central, județenele de partid în teritoriu, unele sedii de miliție securitate, practic nu mai vorbesc de televiziune și de radio, care erau sigur, principalele instrumente. Da, e interesant ce spuneți. Erați în Comitetul Central și niște salopete negre, coordonate, da? Absolut. Aveau ordin să vă scoată de acolo. De ce? Să facă loc viitorilor manipulatori? Erau deja acolo. Erau deja, erau cine deja era acolo, domnul Mărieș? Păi, trupa lui Ion Iliescu, ca să nu spun gașcă, a venit undeva în jurul orelor 17, după ce au avut o întâlnire prealabilă la Ministerul Apărării Naționale, unde pusese în detaliu toate chestiunile la punct. Și practic ei din acel moment au început să strângă semnături pentru Frontul Salvării Naționale, un pic mai târziu, sigur, dar au venit cu această intenție. Eu am găsit în momentul în care am coborât de la etaj, sunt la un moment dat o masă unde se strângeau semnături. Și am zis, ce mai să facem acolo? Și să strâng semnături pentru FSN. Mă, sunt nebunită, ea mor afară și voi strânge semnături pentru FSN. Era o chestiune de bun simț.
Ce vorbim de manipulare? Spuneați dumneavoastră redeschiderea dosarului. Este vorba de redeschiderea dosarului. Adică acest dosar a fost închis în 95, în 1995, definitiv. După care el a stat închis până în 2014, în 7 decembrie 2014, când practic am reușit să oprim prescrierea la 15 ani, așa cum era atunci, 15 ani prevăzut în codul de procedură. Și s-au reluat cercetările sub coordonarea generală Dan Voinea. Acum, să înțelegeți, acest dosar al Revoluției n-a existat la nivel național până în acel an 2004 sau până ce am depus eu plângerea la nivel național. A existat plângerile Timișoarei, Cluj, Sibiu, București. Pe București nu s-a făcut aproape nimic. Domnul general Dan Voinea, când a preluat dosarul și a început să audieze membrii Asociației 21 decembrie, mi-a spus: domnul Măriș, parcă e altceva. Eu nu știam unde le lucruri. El nu știa Bucureștiul. Știa foarte bine Timișoara, care îl trimisese instanță, știa Clujul, care îl trimisese instanță, Sibiu, care îl trimisese instanță și s-a întors pentru un simplu motiv. Că generalul Voinea nu a luat aprobare de la generalul Stănculescu atunci când l-a cercetat pe Dragomir. Stați puțin că ne îndepărtăm. Eram în Comitetul Central când dumneavoastră ați observat că această grupare condusă, coordonată sau preluată de Ion Iliescu, cu ajutorul unor uniforme negre, începea să curețe viitorul loc de unde aveau ei să facă ce? FSN-ul, și să conducă țara cumva prin mesaje. Atunci a început confiscarea Revoluției, spuneți dumneavoastră. A început mai devreme. Mai devreme? Da, sigur, a început practic din momentul în care ei s-au întâlnit la Ministerul Apărării. Deci este o întâlnire la Ministerul Apărării, după aceea în Comitetul Central. Direct, da? În balconul Comitetului Central. Dar cine mai era pe lângă Ion Iliescu din Mării? Păi era Mazilu, era Brucan, a venit seara militar în Comitetul Central în civil cu scurta de, sau cu haina de general în geantă și a dat un coleg de-al meu cu el de perete, că a forțat puțin intrarea și i-a zis: bă, dar cine ești tu, mă, ca să forțezi aici intrarea? Că oamenii își păzeau și câștigase libertate. Dar dacă vreți să o luăm de la miez, ca să fie un pic cronologic. Deci 12 și 8 minute intrăm în CC. Eu intru mai repede pentru că intru pe geam. Am această șansă să intru pe geam, iau armă, ajung la etajul 6, nu ajung în timp util până ce decolează elicopterul, pentru că are loc o altercație între mine și încă doi colegi și doi de la direcția 5, pe care n-au încăput în elicopter. Ei practic n-au mai încăput în elicopter, doi din gardă au plecat, doi au rămas jos pentru că l-au luat pe Bobu și Mănescu, doi mari înalți demnitari ai și prieteni ai lui Ceaușescu. Și atunci ei au încercat să refugieze, noi am ajuns, ei nu s-au așteptat, ei au crezut că controlează totul până la fuga lui de pe clădire. Numai că niște nebuni, da, am reușit să pătrundem înainte să dea drumul ei la ușă. Noi am intrat pe geam. Ei, în momentul 2, după ce i-am tăvălit pe ăștia, recunosc, am ajuns sus, am văzut că de elicopterul a decolat, am intrat în clădire și am văzut pe culoar pe generalul Părcălăbescu, despre care domnul general Voinea am înțeles că ar fi afirmat aseară aici că este criminalul generalului Milea. La primul meu contact cu domnul general Voinea, eu i-am spus: domnul generalul Milea a fost omorât. Dânsul mi-a spus: nu. Sunt poate primul revoluționar și poate singurul care am văzut pata de sânge de pe canapeaua din biroul șefului de stat major a Gărzilor Patriotice, biroul 619 sau 620, nu mai țin minte exact, de la etajul 6, unde practic a avut loc incidentul cu împușcarea lui Milea, nu moartea lui Milea, pentru că Milea moare undeva în jurul orelor 14:30 la spitalul militar. Deci rețineți, 14:30 după masă. Îl lasă, declarațiile medicilor, sunt probe la dosar, e totul stabilit. El a fost lăsat să moară. Nu l-au nimerit în inimă și omul l-au lăsat să scurgă sângele din el, pur și simplu. Acum, nu că ar fi mare erou Milea, pentru că Milea are păcatele lui de la Timișoara și din seara de 21 decembrie, unde a dat ordin să se radă și să calce din dungă în dungă. În seara de 21 decembrie, când erau toți acolo. Și Postelnicu și Vlad. Dungă. Și generalul Iulian Vlad vorbea despre cupolă. El așa a categorisit gașca aceea despre care vorbeați dumneavoastră. Probabil era o parolă lor. Era condusă de Ion Iliescu, cupola care trebuia să preia cu orice preț puterea. Eu despre asta vreau cupola să vorbesc. Cupola moscovită, probabil, că asta lasă să referea. Despre modul în care dumneavoastră, că după aceea vreau să introduc și pe colegii mei să comenteze sau să vă întrebe. Când a simțit dumneavoastră că revoluția nu mai e a românilor și a oamenilor care au ieșit cu bună credință și cu speranță? Într-un minut ajung la momentul acesta. Bun, rezolvăm problemele la etajul 6, în fugă, mi se prezintă niște ofițeri, le scot, trag geaca, las niște țigări, dezamorsăt pe aia, pentru că lasem țigări, nu mai aveam țigări în 21, sigur că am luat niște țigări cu noi. Mai multe, am luat un cartuș dimineața cu mine ca să avem.
Și îmi dau seama că nu se trage și spun vreau să pun arma. Șoc. Mă deschideți un dulap să pun arma și eu și băieții ăștia. Am zis, bă, nu suntem criminali. Ce să umblăm cu pușca în mână când lumea era fericită afară, eliberată după 45 de ani de comunism. Am coborât la parte și mi-am dat seama câte arme sunt și am zis, bă, hai să luăm armele astea, să ducem la șase. Am luat armele, ajutat și de niște soldați, i-am rugat, bă, dați niște soldați să ne ajute și să urcăm arme. Alți colegi de-ai mei au luat de la subsol arme de la direcția a 5, le-au adus, le-au introdus, s-au făcut două camere în loc de una și la ora 7 seara mă aflam față în față cu generalul Vlad. Vlad peste masă, eu aici, ușa deschisă, lângă biroul unde a fost incidentul cu mine, adică în biroul ofițerului de serviciu a șefului de stat major a Gărzilor Patrioti. Și aud zgomot pe hol. Ies lume, multă nebunie, toată lumea a urcat la etajul 6. Ce vreți, mă? Arme. Bă, dar cine v-a trimis aici după arme? Acum o să mă înțelegeți această atitudine. Eu o pusesem primul, eram primul venit. E atitudinea, ca să nu credeți cumva că fac vreo poveste ca să par eu mare revoluționar. Eram primul venit la etajul 6, deci ca atare m-am comportat ca atare. Și din mulțimea respectivă mi s-a strigat Ion Iliescu. Dar cine e ăsta, mă, frate? Eu nu-l văzusem în balcon, eu n-am ieșit din clădire să mă uit la el, când, la ei când au venit. Lucrul ăsta l-am observat și în momentul în care Caramitru și Codinescu vorbeau poporului. Ați observat că era o voce din spate care în momentele acelea, full de adrenalină și așa mai departe, când se potignea Dinescu, imediat îi dădea... Și Adrian, să te rog să ne explici, dar de asemenea să te rog, Adrian, foarte mult să urmărești această intervenție și să ne o traduci din punct de vedere a ceea ce te pricep tu cel mai bine să faci, da? A psihologului. Vă rog, regia. Stimați tovarăși, prieteni, cetățeni, sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. Dinamica desfășurării evenimentelor din ultime zile a fost fără egal. Nimeni nu se aștepta ca acest regim care se vroia a toate stăpânitor, a toate știutor, a toate făcător, care nu manifesta luciditatea minimă necesară pentru a înțelege momentele de dramatism pe care le trăiește națiunea română, să facă un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin înțelegere cu cetățenii țării a problemelor grave cu care se confruntă și economia țării, situația socială, situația materială a tuturor categoriilor de oameni ai muncii din această țară. A împins până la catastrofă situația economico-socială a țării, tensiunea politică și se face în ultimă instanță vinovat de crimă odioasă împotriva poporului. Vinovatul principal este Ceaușescu. Așa acest e. Om fără inimă, fără suflet, fără creier, fără rațiune, să fie prins și judecat, care nu vroia să cedeze, un fanatic care stăpânea cu metode medievale această țară și a ajuns până la această situație dramatică de a deschide foc, de a comanda foc împotriva oamenilor muncii acestor țări. Și avea nerușinarea să vorbească în numele poporului. Acest om care are nerușinarea să vorbească în numele poporului, Adriana Pătrăscu, te rog, vreau diagnostic. Uitându-mă la această înregistrare, mărturisesc sincer că mi-aș dori să fiu așa de stăpânită de emoție, adică de siguranță de sine și să-mi pregătesc atâta de bine speech-ul în asemenea situație. Este foarte clar. Bine, vezi tu, în nebunia aceea a mentalului colectiv din acele momente, nimeni nu observa falsitatea. Acum, uitându-ne după 20 și ceva de ani, zicem așa, la gestică seamănă foarte mult cu Ceaușescu. De ce s-a întâmplat? Nu putea să vină cu o gestică separată pentru că noi toți am fi văzut că e ceva diferit. Deci aceeași gestică, numai că dintr-o dată se introduc niște cuvinte cheie care sensibilizează emoționalul românului. Suflet. Cine mai auzise de suflet până atunci, nu? Că doar ne ascundeam pomul absolut, de Crăciun și așa. Absolut. Suflet, emoție, națiune. Dintr-o dată sunt niște lucruri noi pentru român care îl înflăcărează și îl determină să-l vadă pe Ceaușescu drept acel om rău care a ținut totul sub control. Acum,
Trebuie să ne uităm foarte clar. A mai fost clar. Ceva, o secundă. A vorbit despre crimă odioasă. Sigur că da, crimă atenție. Odioasă. Acea frază pe care o tot folosim după aceea, timp de săptămâni de zile. Crimă odioasă, vinovați și așa mai departe. Acum, sigur că dacă ne uităm după 20 de ani și ne uităm echidistant și facem o analiză echidistantă a fenomenului politic și social din acel moment, o să spunem în felul următor. Cine l-a pregătit pe domnul Iliescu să facă această declarație? Adică putem să presupunem că dânsul s-a trezit într-o bună dimineață și mânat de emoție a ieșit pe stradă? Da, de unde? Adică da, de unde? Noi trebuie să ne uităm foarte exact cine a pregătit. Și atunci ne ducem puțin mai departe de România și ne gândim la conjunctura istorică în care, din care făceam parte. Acest discurs, după părerea ta, a fost unul pregătit și repetat. Da. Ion Iliescu a interpretat un rol în discursul acesta? Ion Iliescu a interpretat un rol și dacă ne uităm, mie îmi place să fac contextualizare, pentru că e cel mai corect. Fără să facem contextualizare, nu o să reușim niciodată să ajungem la adevăr. Deci ne gândim așa, cine l-a anunțat pe Ceaușescu că s-ar putea să fie trădat? Trebuie să ne uităm la cine l-a anunțat. Cine l-a anunțat că s-ar putea să fie înlăturat de la putere? De cine l-a anunțat știa deja dinainte că se întâmplă niște lucruri. Această schimbare de pole, adică pleacă un întreg sistem și automat, natural cu ghilimelele de rigoare, vine un alt sistem care se așează pe poziții, hai să ne uităm în dinamica socială, este imposibil. Deci este absolut imposibil sociologic să se întâmple acest lucru. Deci avem, asta este încă o dovadă, văzând acum, îți dau credit, văzând acum falsitatea discursului, da, dar cred că o vede e clar lumea. Că totul a fost pregătit. Iar Ion Iliescu, după ce masele populare au avut avântul acela, rupem norii, facem revoluție, unii au făcut băieții ăștia au preluat soft, așa, da. Prin tehnici bine gândite, absolut. Au preluat soft ce? Tot. Conducerea ostilităților, o preluare de putere, dar numai că asta, iertați-vă cuvântul soft, n-a mai fost soft, pentru că, iată, Cătălin Antoche, și pornesc, mai dau un singur amănunt. Domnule, cine a pregătit, domnule, semnalul ăla psihic care s-a auzit în piață? A? Oare, de ce era clar la un moment dat? Domnule, ca să dai semnalul acela, trebuie să ai tehnică. Ceaușescu când... Când programase meeting-ul? În dimineața lui 21 decembrie. Și pe 22... În noaptea de 21 băieții, exact, băieții a foarte repede au venit cu mașinăria aia care dă semnalul de panică, nu da? Asta este o de întrebare, voi. Cătălin Antoche. Deci aia era deja montată în piață. Și doi, e foarte important pentru că am văzut ceea ce am... cred că ați observat și voi. Întotdeauna, în momentul când era cineva la discurs la televiziunea română, exista o voce din spate care puncta. Și mai era ceva, un bilețel. L-ați văzut? Bilețelul adinauri. Ion Iliescu avea un bilețel. Vorbeam despre o piesă de teatru. Este clar că aveam distribuția și aveam momentele când trebuie să intre diversi actori în scenă. Vorbeați dumneavoastră de Mazilu. Cum a fost adus Mazilu? Un locotenent colonel care spunea că e de la industria alimentară, ulterior consilier al Ion Iliescu, șef al STS, general de brigadă. Domnul Marius Eugen Opran apare la un moment dat, vorbește despre otrăvirea populației cu apă și să se dea vin și bere la popor, uh-huh. Și cu un bilețel în mână spune în felul următor. Mi l-a dat un prieten când veneam încoace bilețelul, un bilet în care comunică că profesorul Dumitru Mazilu a fost ridicat la 1.30 ieri noapte de securitate din strada Colonel, strada General Praporgescu. Cine știe care e soarta lui să ne anunțe? Am creat așteptarea. Domnul Mazilu a fost ridicat de securitate anticomunist și apoi îl aducem, îl introducem și pe el în scenă. Deci privit în contextul... Adică pentru fiecare exact, s-a aranja intrarea în scenă, da? Intrarea, Ion Iliescu ca dizident cumva lui exact. Ceaușescu și cu subiect și predicat spune despre cuplul Ceaușescu că este parte care a ordonat crima odioasă. Și apoi da. Ajungem la odiosul dictator. După aceea, ăia da, care da, au fost da, fugăriți de securitate, da. Aduși în cupolă, da? Adică da, da. Acest FSN, CFSN, da, da, da. Sau cum... CFSN, Consiliul Frontului Salvării. Cum se numea el. Și încet, încet, ăștia au început să preia fruielă, da? Ei, întrebarea mea este următoarea. Au murit oameni și după ce au apărut ăștia în comitetul ce au fost. Au murit de trei ori mai mulți oameni. Și atunci întreb, cine a menținut... Toată povestea aia cu teroriștii, unde sunt teroriștii, vreau să văd și eu un terorist la față. Domnul Măriș. Îmi pare rău că nu aveți o planșetă.
Ah, că o scot acum. Pe cuvânt, dacă o scoate, să fac un mic desen și v-am lămurit cu totul. Deci vorbesc la modul cel mai serios și vă dau pe date. În data de 17 decembrie, orele 15.30, la armata declanșează alarmă de luptă parțială Radu cel Frumos. La Timișoara. Și începe să se tragă. Catedrală, Piața Oștăci. Bă, dar unde trăgeau? Cine trăgea? Aia de morți care i-au adus imediat. Deci s-au omorât între ei. Nu. Acești 42 de morți au fost oameni demonstranți tineri și mai deci puțin tineri. Armata a tras în popor. Atunci, la Timișoara. La Timișoara. Da. Auzi, Laurențiu, dar mai putem spune și că porțile catedrale s-au închis și că au murit foarte mulți pe scările catedrale? Pentru că, pur și simplu, biserica s-a închis în acel moment? Dar trebuie să spunem și două nume. Da? Și sunt preasfințite. Da? Exact, sau preasfințiile exact. Deci, lor. Pur și simplu, unul dintre ele, da? Dintre preasfințiile lor de atunci era, se numea Sârbu. Așa? Știți de cine vorbesc? Curtea de conturi. Păi, bineînțeles. Da. Și șeful lui este și astăzi mare șef, domnul Cumpănașu. Că era șeful culterilor și trimis de Ceaușescu la Timișoara. Domnul Cumpănașu, am pronunțat numele aici, da? Și după două zile am primit mesaj de cu duhovnicesc Cumpănașu. Ah. Sărbători frumoase, acum vreo 3 ani. De unde știa Cumpănașul numărul meu de telefon? E, acum și dumneavoastră, domnule. Da? Adică noi ăștia, ca să facem și o glumă, avem metodele noastre. Am adică ce, am despre ce vorbim? Nu, bun. Pe mine altceva. Mergem mai departe. Ce a fost la Timișoara, am înțeles. Deci ăștia au fost niște criminali și au pregătit acest ghiveci dacă, de manipulare, dacă da? Poate să-mi urmărească mâna. Că n-am ce vreți că vă aduc? Vă aduc flipchart, e nevoie? Fă o hârtie, mă. Dacă hai că vă dau după la iau publicitate. Hai că vă dau flipchart să da? Să faceți, da, o să vă dau tot ce trebuie. Ce se întâmplă? Această alarmă de luptă, rețineți-i lungimea ca să vă șocheze. Da. Până după 20 februarie. Așa. Deci imaginați-vă un lanț muntos, da, cu două vârfuri. 1, 22 la amiază, ora 12.30, da? Da. Vine hâu în care nu e nimeni, acea puțină perioadă de vie de putere, eu spun revoluție de catifea, că nu s-a tras, și venim cu vârful sus din nou în seara de 22 decembrie la orele 18.30, când începe nebunia, adică diversiunea. Și ea scade, sigur, încet, încet, se stinge până în 30. Dar pe tot acest lanț avem un singur lucru. Anume. Această alarmă de luptă care nu este ridicată nici măcar alarmă minut. De luptă, alarmă de neluptă. Ce vreau să înțeleg, ajutați-mă și să le explicăm celor de acasă. Cei care au murit din 22 decembrie la Revoluție, da. Cei care au fost răniți, sunt victime colaterale și au murit pentru că niște băieți au vrut să creeze psihoza colectivă, da. Ca să-și ce? Să-și întărească pozițiile în primul pe rând care să au se venit instaleze. Deja pregătite. În primul rând să se instaleze. Da. Deci gașca aia cu pola aia, cu băieții aia pe care îi vedem la televizor, da. Ca să-și întărească și să întărească poziția, ce au zis? Băi, nu ridicăm nimic, nu vorbim cu armata, lasă-i să se omoare. Nu, au vorbit cu armata. Să tragă baia. Au vorbit cu armata. Și să justifice execuția lui Ceaușescu. Foarte important. Trebuia această psihoză, această supărare a populației pe ceea ce se întâmplă teroriștii. A sărit o etapă. A sărit o etapă. Trebuia să justifice crima de la Timișoara prima dată armata. Și să devină credibil în fața națiunii. Păi da, vedem. Și atunci a trecut de partea poporului. Ceea ce s-a întâmplat la Timișoara a fost umbrit de ceea ce s-a întâmplat după 22 decembrie în București. A fost totul umbrit. Toată opinia publică prin manipulările ăstora s-a îndreptat că a fugit dictatorul și să-l căută. Bai la Giurgiu, bai la Târgoviște. Dictatorul a fost arestat din momentul în care a intrat în lift și până la Târgoviște. A fost arestat permanent. Da, țineți minte cum erau dezinformările la TV. Astea probabil erau alimentate, dar pe mine mă doare foarte tare că există acum în viață oameni care ar fi putut să ne spună și care au făcut parte din acest complot. Au și oameni care se află și se fac vinovați că au murit tineri în stradă, copii. Cine a spus, domnule, credeți-mă, că legat cu cătușe? Ascultați-mă puțin, procurorii ăștia, vorba lui domnul general Dan Voinea, n-au citit dosarul, domnule. Dumneavoastră credeți că eu le știu din burtă? Păi și procurorii ăștia, dacă au scos acum bomba, că a fost manipulare, păi înseamnă că au probe că a fost manipulare. Sigur că... Și dacă au probe, de ce nu-i umflă, domnule, pe ăștia? Pentru că nu poate să-i pună nici, nu au vrut nici să-i cheme în decembrie până acolo. Nu să-i pună sub urmărire. Acești oameni au fost puși sub urmărire 40 și ceva de persoane, nu le spun personalități, în frunte cu Ion Iliescu de către generalul Dan Voinea 2 ani. Știi de ce nu le pun sub urmărire? Pentru că nu, tuturor nu ne mai pasă. Pentru că acum când noi vorbim despre acest lucru care
E un lucru foarte grav. Și stai că vor mai trece niște ani și după aceea o să judecăm de ce a fost împușcat Ceaușescu și de ce nu a fost închis. Și uite așa, o să iasă niște adevăruri la suprafață. Pentru că nimănui nu-i pasă. Poate îi mai pasă mamei care și-a pierdut fiul sau și-a pierdut soțul. Poate îi mai pasă, nu știu, câți oare se uită acum și își pun întrebări. Restul sunt la cumpărături și restul Adriana rezistă pe undeva. Nu ne pasă. Cu tot respectul de care sunt în stare și pentru voi celor de acasă. Deci tehnicele folosite în acele zile de 22 decembrie 1989, o să râdeți, nu se schimbă foarte mult. Sunt și acum folosite în România. Tehnicile astea de manipulare, că nu e întâmplător. Nimic din ce se întâmplă, nici în Parlament, nici în hashtag, nu mai știu care și așa mai departe. Și dacă vă gândiți, dacă aveți 5 minute să comparați, veți avea mari surprize. Am dreptate că sunt identice, atâta că nu se trage. Nu e întâmplătoare lozinca din urmă cu câteva zile lansată de către PSD. Mai bine PSD-ist decât securist. Exact. Cine a tras în noi în 15-22? E o întrebare la care încă nimeni nu răspunde. Dar cine a tras în noi după 22? Ăștia toți sunt mari demnitari și revoluționari și au primit spații comerciale și au deduceri la impozit și așa mai departe. Au fost niște fraieri în stradă care au murit și niște deștepți care au dus țara asta unde este. Luăm publicitate și continuăm discuția, pentru că este importantă. Istoria trebuie înțeleasă astfel încât să nu ne mai lăsăm prostiți. E greu, știu, dar asta este. Este o pagină nouă în viața politică și economică a României. În acest moment de răscruce am hotărât să ne constituim în frontul salvării naționale, care se sprijină pe armata română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării, fără deosebire de naționalitate, toate organizațiile și grupările care s-au ridicat cu curaj în apărarea libertății și demnității în anii tirariei totalitare. Scopul Frontului Salvării Naționale este instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite. Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale. Lui îi se vor subordona Consiliul Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei și a unităților Ministerului de Interne. Toate ministerele și organele centrale, în actuala lor structură, își vor continua activitatea normală, subordonându-se Frontului Salvării Naționale pentru a asigura desfășurarea normală. Bun, despre asta vorbim, oameni buni. După ce s-au aranjat, oamenii mureau în stradă, apar băieții. Ia uite băieții, lăsați-i acolo, vă rog eu frumos, pe ecran. Apar băieții cu legitimitate, da? E domnul Roman, e Brucan, e Mazilu, da? Sunt ei acolo să dea legitimitate. Și Ion Iliescu spune, din acest moment tot statul român, toate instituțiile, atenție, se subordonează nouă colte. Cam am tras eu concluzia asta. Dar am o întrebare. Când vă uitați dumneavoastră la ecran, nițel în spate, imediat, este un băiat cu cravată, costum elegant, nițel Creț, care, uite acum, îi se șoptește ceva la ureche. Acest băiat apare și cu Dinescu, apare și cu Caramitru, și cu, cum cheamă pe ăla de la TVR, care... de a muri sărac. Cu Brateș. Uite băiatul ăsta din dreapta ecranului, cum vă uitați dumneavoastră. Cine e băiatul ăsta, domnul Măreș? Domnul Măreș, cine e băiatul? Este, din ce știu, se spunea că e un taximetrist, dar de fapt era garda de corp al lui Ion Iliescu. Așa zilele se spunea taximetrist? Da, și un taximetrist care l-a adus și... Aha. Dar în orice caz există declarații cum el confirmă la niște prieteni încă din octombrie că știa ce urmează și că Ion Iliescu va prelua puterea în România. Există declarații date la parchet în sensul ăsta. Eu mai degrabă ar zice că e un băiat bine pregătit. Dinainte. Adică da, acum, serios, adică avem două părți interesante. Cristi Ispas sau... Două părți interesante, da? Băieții ăștia prin toate mijloacele de propagandă, ca la manualul de propagandă, că știi, păi, acum toată lumea a folosit, toți dictatorii au folosit propaganda, nu? Da, Adriana Petrescu, da? E foarte simplu, ne uităm la regulile emoția lui Chomsky. Emoția care e? Moartea. Emoția este moartea și frica.
Moartea și frica, da? Da, frica, frica. Mi-e frica. Deci asta trebuie eroare, duse, da? Da, asta trebuie duse poporului, da? Da, da, da. Moartea și frica. Evident, țapul ispășitor, care este rău, este malefic, este ceva ce îți atacă familia, îți atacă valorile de bază și, evident, trebuie să existe în toată povestea asta soluția. Cineva vine cu soluția și dacă ne uităm pe ecran, o să vedem tipologii de oameni. Deci avem tipologia conducătorului în persoana lui Ion Iliescu, avem tipologia tânărului Speranței în persoana lui Roman, Petre Roman, avem tipologia înțeleptului, îl vedem pe domnul Brucan și vedem cum evoluează după aceea ca și mesaj. Și o să vedem că evoluează pe tipologii, pentru că ne aducem aminte de nebunia creată în jurul lui Petre Roman, care într-adevăr era un bărbat frumușel, nu fetele de la fetele poca, de nu vrem bani, nu vrem valută. Da, prezenta acea imagine a bărbatului tânăr român care va veni și va salva, evident. Deci era cumva era conservat și pregătit pentru rolul ăsta, spui Adriana. Bineînțeles, da? Toți sunt pregătiți. Bine, dispar câțiva de acolo la un moment dat, pentru că probabil vor și ei un pic de ciozvârtă și na, sunt dați la o parte. Cazul Mazilu, da. Dar ne uităm foarte clar, sunt pe tipologii. Deci fiecare dintre ei, pentru că se lucrează foarte mult pe subliminal în tot ce înseamnă propagandă și în tot ce înseamnă genul acesta de manipulare. Se lucrează pe subliminal. Care imagine îți dă ție în interiorul tău ca și privitor cel mai mare impact? Păi, de obicei speranța, de obicei noi de ce avem nevoie? De ce suntem noi în situația aceasta ca români? Noi avem nevoie de un lider. Și îi alegem foarte prost, de regulă. Îi alegem după tupeu și îi alegem după sentimentul ăla, e vieța și e ca mine. Deci fură un pic, e un pic șmecheraș, pune mâna pe fundul femeilor. Nu, asta am observat și eu. Există un anumit lider acum, în 2017, care este sfătuit foarte bine, da? Și aici vorbim de aparițiile publice. Mm-hmm. Bă, e de ai noștri. Dar știi cum, Adriana? Merge în costum, că totuși are o funcție, dar atenție, este cămașa albă, fără cravată, mare atenție. Dar de foarte multe ori, apare cu cămașă și cu mâine suflecate. Și mănâncă adică, un covrig. Ăsta este semnalul nostru, că e de ai noștri, că e popular, că e din popor. Deci, tehnicile acestea sunt updatate, nici de cum dar nu sunt noutate, ne uităm în toată istoria. Deci dacă ne uităm în istorie, dacă citim cea mai banală carte de manipulare politică sau manipulare socială, regăsim totul ca la carte. Adică acum să ne minunăm că dar se întâmplă în continuare. Asta e viță cu covrigul, cu cămașa, dar și dragne apare așa cu și mănâncă un covrig, costum mai lărguț așa, știi, de mai neglijent acolo, știi? Da. Adică nu e super trendy, flendy, să nu știu ce și-ar permite. Ei, tehnicile astea sunt preluate, pentru că ăștia sunt puișorii ălora de atunci. Și îmbrăcați atunci precum clasa muncitoare, cum văzusem atâtea piese de teatru la televizor, cum au venit muncitorii, l-au înlăturat pe dușmanul regele, da? Au dat lovitura împotriva fașiștilor și ei au reprezentat puterea populară. Și este exact același model. Majoritatea populației l-a iubit pe Ion Iliescu când l-a văzut atunci în decembrie 89. A venit cu soluția. Da, dar întrebarea mea este următoarea și acum vine întrebarea gravă. Toți băieții pe care i-am văzut acolo și mulți alți băieți și fete, apropo nu erau femei, ați observat? Ba, da, au fost și puține. Sigur. Nu, aici moți la declarațiile lui Pește Prăjit. Toți băieții ăștia, domnul Mureș, întrebare, se fac sau nu se fac vinovați de morții de după 22? Păi, își dă singur pedepsa Ion Iliescu. Spune așa, toate structurile se dizolvă. Deci s-a terminat cu aparatul de partid al lui Ceaușescu. Se înființează Frontul Salvării Naționale. Îl revopsește din FSN, din PCR în FSN. Toate structurile, deci în prima fază a fost Consiliul Militar Superior, din două componente, componenta politică, Frontul Salvării Naționale, deci cei civili care îi vedem, și componenta militară care a spune că s-a numit Stănculescu, pentru că Stănculescu coordonă. Aia sunt civil de acolo, hai că poartă niciun niște chestii. Celebru Pulovăș, Dinescu era în Pulovăr, mai țineți minte, și Caramitru, adică ce-ai fi să fie în costume de la... Eu vorbesc... Da, băiatul ăla e în costum, uite-l, vezi, costum cu cravată. Băiatul ăla e în costum, că așa a învățat el la școala lui acolo. Unii mei nu sunt civili nici la Moscova. Exact. Deci, domnul Mureș, și atunci, aceste două componente care formează Consiliul Militar Superior,
dau drumul la diversiune, dar vedeți că de repede vine Ion Iliescu și spune și Consiliul Militar Superior să subordonează politicului, adică Frontului Salvării Naționale. Deci ei sunt principalii beneficiari, pentru că ei sunt aleșii, da? Devin emanația Revoluției, devin aleși ai nației și atunci trebuie să fie și responsabil pentru crimele peste 1000 de morți și câteva mii de răniți de după 22 decembrie, pentru că ei au făcut diversiunea. Bun. Întrebare. Cine i-a susținut pe băieții ăștia? Rușii? Americanii? Cine și-a băgat coada? Uite, dacă mă întreb pe mine, eu o să zic că toată lumea. Și și. Adică dacă, știi, e eterna întrebare, cine e rău? Diavolul? Și cine e bun, Dumnezeu? Sau sunt cumva vrăjmași? Dar de unde? Sunt împreună. Cine e rău, rusul sau americanul? Noi trebuie să privim întotdeauna România ca o piață de desfacere. Cine nu și-ar fi dorit o piață de desfacere la ora aceea de 23, că mai eram 23 de milioane de oameni înfometați, înnebuniți după tot ce însemna supermarket, tot ce însemna producție străină. Aș zice mai mult că americanii ar fi avut un interes, pentru că mai mult investiția americană a venit în România decât investiția rusă. Zic și eu, așa, că mai multe produse de genul ăsta s-au deschis, au venit mai multe firme care au avut capital american decât capital rusesc. Deci, oricum, acum, circuitul România... dolarului în natură exact. E complicat. Dar, oricum, piața românească era extrem de ofertantă, deci aveau tot interesul ca să o ocupe. În continuare, din nefericire, au tot interesul să ne transforme ușor în colonie. Deci noi să nu mai fim decât niște exportatori de inteligență românească, care este fabuloasă, și să fim niște consumatori de produse. Pentru că dacă ne uităm foarte clar, nu mai suntem nici grânarul Europei, importăm porci din Africa. Dar întrebarea mea este următoarea, Cătălin Antohie. Ceea ce au făcut băieții ăștia și morții, că asta mă doare, morții și răniți, sunt oameni acum cu handicap sever și uitați de autorități de astea, pentru că au luat un glonte pe acolo. Dar să știi că și în Vietnam a fost la fel. Deci e identic. Exact. Dar întrebarea mea este următoarea. Ăștia au confiscat această revoluție efortul popular, ceea ce s-a întâmplat de pe 14, de la Iași până atunci pe 22, să nu se transforme România într-o luptă anticomunistă până la urmă, adică ceea ce ține de comunist să dispară de tot din țara asta? Exact. Bineînțeles, mi-aduc aminte că vorbeam de absența domnilor. A fost o domnișoară din Târgoviște care în direct la TVR a spus și nu mai vrem comunism, ne-am săturat de comunism. Nu, mi-aduc aminte cât de repede a fost scoasă din studiul acea domnișoară. Exact. Sincer, mi-ar trebui cel puțin 3 ore exact. Să discutăm despre asta. Și apoi de Iliescu vorbind. Dar din păcate ne prinde Revelionul că vine Crăciunul înainte. Vă mulțumesc, sărbători binecuvântate. Iar voi, cei care vreți să aflați adevărul, mai aveți de așteptat. Că bine spunea Brucan. Bine mai spunea Brucan. Dincolo de asta vine Aneta Sângerzan cu știrile B1 TV. Ne vedem în ajunul Crăciunului, duminică, pe 24, la ora 14. Să vă colindăm ochii pe mine, că avem colinde frumoase. Toate bune până atunci.